Un cuplu longeviv din orașul Mioveni va pleca în excursie într-o stațiune balneară în urma spectacolului caritabil Dragobete iubește românește. Dar acesta nu este singurul câștig de pe urma evenimentului. Cei prezenți s-au bucurat din plin de cadourile artistice puse în scenă de tinerii din oraș, care au avut posibilitatea să se afirme o dată în plus cu această ocazie. Iar la intrare au fost întâmpinați de o expoziție de origami cu vânzare tot în scop caritabil. O idee foarte bună, în primul rând, ce fac ei și e foarte bine. Ce v-a determinat să veniți la acest spectacol? Faptul că îmi plac tinerii care se implică și îi susțin. E un lucru excelent, părinții nu se mai pot întoarce, însă atât cât pot ei. Vreau să remarc în primul rând pe cei de la echipa TIM. Sunt un grup de tineri care reușește să polarizeze toate talentele din Mioveni. Evident, ele se formează în centru cultural, la Casa de Cultură a sindicatelor aici, dar ce e mai bucurător este faptul că reușesc, și nu e la prima acțiune de acest fel, să facă un spectacol caritabil, și agreabil și caritabil. Și pentru asta eu vreau să-i felicit în mod special. În cadrul acestui spectacol au urcat pe scenă cursanții de la Centrul Cultural Mioveni, ce au bucurat publicul prin muzică, dans și teatru, dar și invitați speciali precum Johnny Bădulescu, Valentin Poenariu și Ștefania Vorovenci. Programul artistic din această seară constă în câțiva soliști vocali din orașul Mioveni. Ne-am axat mai mulți pe interpreți din Mioveni, să ne dezvoltăm toți artiștii noștri. Artiști vocali, avem trupa de teatru din Mioveni, avem foarte multă comedie în seara asta. Am să cânt trei melodii în română, deoarece sunt Dragobetele și să sărbătorim românește. Fiecare dată am emoții, dar emoții constructive, care sunt bune pentru orice artist și care mă vor ajuta să am o prestație cât de bună. Mai mari emoțiile acasă? Acasă emoțiile sunt cele mai mari. Să facem un spectacol caritabil care o să iasă super. Din trei lumini, doi ochi senin, sunt ochii tăi, iubito, unul este gândul care m-a făcut să cânt pentru tine. Spectacolul Dragobete iubește românește a fost organizat de voluntarii TIM Mioveni, Centrul Cultural Mioveni și Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni.